Salutare, dragi dăruleți! Iată că astăzi am ajuns la Orhei, Orheiul foarte bine cunoscut de voi, dar într-un loc care cred că nu l-ați vizitat până acum și iată că o să vă facem cunoștință cu el. Înainte de toate, vreau să vi-l prezint pe domnul Vasile, care este patronul pivniților de la Brănești. Bună ziua! Bună ziua! Domnul Vasile, până ca să mergem să vedem ce frumuseți ascund aceste pivnițe, vreau să vă întreb cum a fost, când a început și cum v-a venit ideea, de fapt, să creați aceste pivnițe? Să vă povestesc câteva cuvinte despre localitatea aceasta. Ideea asta a apărut în 1986. La început era planificat pentru păstrarea vinurilor. Dar să înțeleg. Dar în 1986, când era legea cu restricția, cu combaterea alcoolismului, adică mai mult vin nu o să fie, nu o să servească nimeni. Și am atunci pătărât, dumneavoastră, când combaterea alcoolismului, da, atunci spus, ați deschis am spus ca să facem sucuri pentru copii. Așa. Și am lucrat mai departe, de acolo ne-au susținut. Am înțeles. La început, din câte am înțeles, eu a fost doar un beci mic, mai la intrare aici. Da, mai la intrare. De acolo avem un beci de 1 km și 200 m, aha, unde era în jur la 100 de tone, sau să spunem 100 de mii de calitre de vin. Care Și acum pivnițele? Până la 3 milioane de calitre, sau 30 de mii de tone. Oho, spuneți-mi ce lungime are? Lungimea acestui subteran, cum i-am numit-o noi, pivnița din Brănești, nu-i mare, nu-i mică, are de în jur la 70 de kilometri, la o adâncime de 58, 60, 65. Dacă trage stateze, vedeți, ea merge cam în deal. Uh-huh. Noi intrăm în subteran și ne cumpărăm în jos. Unde a fost dobândit piatra de calcar și au rămas locurile goale. O să mergem, o să vă arătăm înăuntru, da, de acolo și o să le... Deci vă dați seama, 70 de kilometri, în jur de chiar mai bine de 70 de kilometri. Din câte știu eu, este, după dimensiuni, al treilea din țară, da? După Cricova și... Da, da. Bun, noi nu ne... Da, nu ne oprim aici, așa că haideți să vedem mai departe. Dragi dorulezi, din câte vedeți, mi-am luat vesta pentru că orice timp al anului ar fi, aici sunt 12 grade, da? În vinărie. Domnul Vasile este obișnuit deja cu temperatura de aici, de ce nu are nevoie, dar eu mi-am luat vesta, așa că să știți, când veniți aici în excursie, neapărat să aveți ceva mai grusus pe voi. Să mergem! Și unde duc scările? Mergem sus, vedem. Vedem, da, surpriză. Aici o colecție avem de vinuri, nu mare, mic, așa să le spunem, cu denumiri. Iată aici prietenii noștri din China, care voi arăt și vedeți, care lucrăm cu dânșii din 2012. Deci chinezii beau vin moldovenesc, vă dați seama? Da, și foarte mult le place, să fim așa sincer. Păi, nici nu poate fi altceva. Iată este companionul nostru, Pinceau, asta e colecția lui de vinuri. Aici, Fang Li, fost ambasador a Chinei în Republica Moldova. Asta e colecția lui. Îl vedeți în coare, este el. Aici ambasadorii de la Azerbaijan, din Estonia, din Ucraina. Dar asta e colecția ambasadorului Fang Li. Tot ce vedeți aici este făcut de un mâniul maestru care e pe loc din localitate. Nu-i
cumpărată, nu-i făcută, nu-i adusă din altă parte, dacă dai lucru făcut pe loc, care și cum a spus și deci metalul. Deci un plus că valorifică munca oamenilor de aici, de pe loc, da? Ca să aibă și corect, o motivație, corect. Să aibă ce face aici acasă. Iată, mai avem aici o mică colecție de vinuri care sunt descălite sau câte o sticlă luat cu dânsii. Iată aici Parlamentul din 2005-2009. S-au pus niște vinuri care iată cu familia la fiecare și scălite și s-au pus sticle de colecție. Care ne-au vizitat, ne vizitează, am fotografiat, s-au pus sticlele lor în colecție, au colecție. Diferite vinuri, diferite țări. Dragii noștri, iată că la o distanță de nici 600 de metri, de la pivniță până la restaurant, am parcurs-o. Noi am mers cu mașinile, dar vouă v-am propune să mergeți chiar și pe jos, pentru că este o priveliște foarte frumoasă. Pădurea, de fapt, în care se află pivnițele de la Brănești. Așa, domnul Vasile, spuneți-vă, rog frumos, de când este și restaurantul? Tot de atunci de când a fost și pivnițele înființate? Nu, ăsta are undeva în jur la 2 ani și jumătate de când am funcționează. Aha, este tineriat. Dar undeva un an de zile care am lucrat. Asta este o mină, dacă cei care mina are 30 de ani, să spunem așa. Asta mina are mai mult de 400 de ani, unde a fost dobândit piatra de călcar. Are o vechime de 400 de ani, deci vă dați seama, putem să intrăm, puteți să veniți, să mâncați gustoșenii. Dar aici avem restaurant, avem răzăcă, unde să fie o piscină care o să fie cu o baie, un spa, vin. Care cu, cu vinuri, cu spumante și cu bere și cu decolo. Iată așa, wine spa. Vana, da. Și am hotărât să facem și am pornit un hotel care e subteran. Undeva în jur la 15 numere care avem, care deci încă nu funcționează, hotel, aproape pe sfârșit. Primul hotel subteran din Moldova este aici, la pivnițele din Brănești. Haideți! Vasile, vreau să zic că e foarte frumos tot ceea ce ați făcut dumneavoastră. Eu cred că pivnițele din Brănești este un motiv în plus pentru cei care sunt plecați să revină acasă și este o dovadă că orice poți să faci dacă ai dorință. Dacă ai dorință, corect. Aici cred că se încheie excursia noastră. Da. Cu siguranță sunt mai multe lucruri, și mai multe lucruri frumoase, dar care trebuie pur și simplu să le vedeți, să le simțiți, să le pipăiți, ca să vedeți cât de frumos și cât este aici ca acasă. Noi vă mulțumim foarte mult că am avut onoarea să primim, să avem un ghid. Cred că mai bun ca dumneavoastră nu este nimeni, pentru că... Sunt și mai buni. Nu, locul acesta, cu siguranță, dumneavoastră, cel mai bine ați putut să ne povestiți. Bun, noi vă zicem pa-pa și ne vedem la următoarea excursie și următoarele ateliere. Pa-pa! La un pispă, care lili, ca tine, mure lili.